Alex Crunian vă prezintă știrile Radio Fil. Lanțul de magazine de bricolaj Ambient va deschide o unitate de vânzare la Dej în parteneriat cu Metalic Plus Impex. Lucrările la noul magazin au început deja, iar în acest moment angajatorii caută un manager de magazin. Despre investiția făcută în Dej de Ambient și Metalic Plus discutăm cu Ioan Tecar, președintele MGT Group, care se află alături de mine în studioul Radio Fir. Domnule Tecar, bună ziua! Ce v-a făcut să vă alăturați firmei Ambient în deschiderea unui magazin în Dej? Sau este vorba de un parteneriat mai vechi? În primul rând, vreau să spun bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Da, Metalic Plus are un parteneriat foarte vechi cu Ambient, cred că în jur de 15 ani. Am construit acest parteneriat vânzând prin rețelele lor produsele Metalic Plus. În urmă cu un an de zile am început discuțiile pentru a face un parteneriat la Dej solicitat de către proprietarul Ambient. Sigur că au fost multe discuții pe tema asta, până la urmă am căzut de comun acord să demarăm lucrările pentru deschiderea magazinului. Unde va fi amplasat exact acest magazin? Va fi un magazin mai mare, cu un mare ambient în Bistrița, în Cluj-Napoca sau... Deci magazinul va fi amplasat pe strada 1 Mai, unde este sediul Metalic Plus, unde se fac împletiturile. Va fi transformat, deci tot ce este producție va fi mutat în alte locații. Magazinul va fi de tip B, nu de tip A. Tip A este cel din Cluj, tip B este cel din Bistrița, Alba Iulia, Sfântul Gheorghe, și are două magazine de tip A, Cluj și Sibiu, și noi o să fim un magazin de tip B. Ca și suprafață, sigur, este o suprafață de 10.000 de metri pătrați alocați pentru întreg magazinul. Domnule Tecar, totuși este criză, nu se mai construiește cum se construia acum câțiva ani. Are populația Dejului puterea financiară de a susține un astfel de magazin pentru a fi profitabil? Vedeți dumneavoastră, Ambientul nu vinde numai materiale de construcție. Deci vreau să vă spun că ca și număr de articole, undeva 4.000 și vreo 500 de articole vor fi vândute, începând de la mobilă, grădinărit, unelte agricole, materiale de construcții. Grupul MGT care deja Metalic Plus Distribution pentru desfacerea propriilor produse. De ce nu ați deschis un punct de lucru în Dej și ați ales Ambient? Pentru că Metalic Plus Distribution este profilat pe un alt tip de vânzări. El vinde numai materiale de construcție și ca atare am făcut acest parteneriat împreună. Evident, orice nouă investiție creează și un număr de locuri de muncă. Despre câte vorbim în acest caz? Deci noi, așa cum ați anunțat deja la știri, căutăm un manager de magazin în prima dată, după care vom angaja în prima etapă 21 de persoane sunt alocate, începând de gestionari, lucrătorii, vânzătorii, contabilitate, mă rog, utilaje, inclusiv ceva agenți vor fi și va funcționa și pe un tip, să spunem, de a fi un fel de consultare pentru cei care vor să construiască. Când estimați că va fi deschis magazinul? În discuțiile care le-am avut chiar ieri, noi credem că la 1 iunie va fi deschis. Am înțeles. Dacă mai aveți ceva despre acest subiect și nu v-am întrebat, ar mai fi ceva de adăugat? Nu, în general aceasta este, mă rog, ceea ce ne-am propus să facem în parteneriat cu Ambientul. Dorința Ambientului a fost de foarte multă vreme să facem acest ambient. Am reușit până la urmă să-l punem la punct. Eu cred că pentru Dej este un lucru în plus, datorită faptului că nu va trebui să meargă la Cluj pentru produsele ambient, adică inclusiv de la mobilier. Sunt foarte mulți parteneri ambient în zona Dej, Gherla, Beclean, pentru că zona asta ar vrea să o cuprindă. Persoanele vor să fie angajate cu mult mai repede, datorită faptului că se vor face ceva specializări la magazinile din Cluj, Alba Iulia, ca atunci, în momentul când vom deschide să fie
propriu-zis școlarizate. Deschidea ambient la Dej dacă nu era Metallic Plus? E greu să vă răspund la întrebarea asta. Am înțeles. Domnule Tecar, vă mulțumesc foarte mult. A fost președintele MGT Group Ioan Tecar despre noul magazin ambient care va fi deschis în iunie la Dej.